De la Nicolae Ceaușescu și până la Klaus Iohannis, toți președinții României au avut pasiuni pe care le-au arătat mai mult sau mai puțin populației. Recent, domnul președinte Iohannis s-a exprimat public cu privire la pasiunile sale în materie de golf. Dar vă propun ca, până să ajungem la dânsul, să trecem prin istorie și să vedem care au fost cele mai mari pasiuni ale președinților români. Nicolae Ceaușescu a fost pasionat de vânătoare și nu de puține ori, partidele de vânătoare ale președintelui s-au soldat cu trofee importante pe care acesta și le-a adjudecat. Într-una dintre partide se spune că Ceaușescu a reușit să împuște cel mai mare exemplar de urs, deși printre vânători acest lucru este vehement contestat, dat fiind faptul că Ceaușescu a avut o armată întreagă de gonaci care i-au adus ursul în bătaia puștii, plus că se pare că exemplarul respectiv nici nu trăia în sălbăticie. Că a fost sau nu cel mai mare exemplar sau că recordul a fost sau nu real, doar Dumnezeu știe. Trecând la Ion Iliescu, fostul președinte are ca pasiune scrisul. Acesta a scris numeroase cărți, unele dintre ele de specialitate, dar sunt și câteva memorialistice, cum ar fi Fragmente de viață și istorie trăite sau Destinul unui om de stânga, Amintiri. În ceea ce îl privește pe Emil Constantinescu, nu sunt multe informații despre ceea ce a dorit să facă acesta în timpul liber, dar se știe că cititul era activitatea după care tângea fostul președinte. Înaintând puțin prin istorie și ajungând la Traian Băsescu, pe lângă pasiunea binecunoscută pentru navigat și vapoare, fostul președinte al României era și un agricultor pasionat, având în propria grădină mai multe tipuri de legume. Acesta a amintit la un moment dat că este o plăcere extraordinară ca dimineața să te duci să-ți iei roșiile ardeii și să-ți faci salata singur. De la vânători la horticultori, pasiunile președinților României nu puteau să nu includă și hobby-urile sportive. Iar aici, Klaus Iohannis pare cel mai îndreptățit să-și revendice titlul de președintele cel mai sportiv, având în vedere pasiunea pentru golf sau ciclism. Sporturi deloc ieftine, dar care se pare că acestea îl mențin pe domnul președinte în formă maximă. În final, putem concluziona că există viață și după politică. Uneori se pare că este chiar mai împlinitoare.